Partidul Acțiune și Solidaritate a organizat evenimentul Chișinăul la Pas, angajamentul pentru un oraș confortabil. Liderii partidului de guvernare și-au manifestat astfel susținerea pentru candidatul lor la funcția de primar al municipiului Chișinău, Lilian Carp. La eveniment au participat Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova, Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova, deputați, dar și miniștri. Toți au spus că orașul Chișinău va deveni o capitală europeană curată și confortabilă, doar dacă va fi un primar implicat cu adevărat pro-european. Am în spatele meu cea mai capabilă, dedicată și profesionistă echipă și singură care poate și va rezolva aceste probleme. Noi credem în viziunea echipei PAS și în puterea schimbării Chișinăului și a Republicii Moldova în mai bine. Să păstrăm această energie pozitivă și să dăm tot ce avem pentru a câștiga sprijinul și votul alegătorilor.